Scrisoarea asta e de la Justin pentru Mariusel. Și legat de lingourile de aur. S-ar putea să murim în misiunea asta. Sper să nu fie cazul, dar s-ar putea să murim în misiunea asta. Tai cu minte. Tai puțin. Bum! De ce nu te tai? Tai cu minte, patroane. Ia uite ce e aici. Bine v-am regăsit la un nou episod de Mariusel. Astăzi avem un episod mai special pentru că avem foarte multe schimbări. Avem un server nou, avem multe schimbări pe partea de roleplay. O să vedeți astăzi la ce mă refer în acest episod. Adică e ceva ce va schimba total cum o să facem acest episod și sunt foarte entuziasmat să vedeți la ce mă refer. Prima dată cum intri pe server, o să-ți apară treaba asta, ok? Serverul este Gamers United România. Și vreau să-mi pun mai întâi numele Mariusel. Cel Scott. Îți pui vârsta, eu o să pun 18 ani. Iar la referral code, foarte important, când intrați pe server să puneți Mariusel. Și o să vă explic și de ce. Pentru că primiți 7 zile de VIP gratis. Dacă dăm register, vedem acolo în stânga jos, felicitări, ai primit VIP Gold pentru 7 zile folosind codul Mariusel la înregistrare. E o chestie super șmecheră care au făcut-o cei de la Gamers United pentru voi dacă intrați prima dată. Doar pentru cei care intră prima dată pe server, ok? Deci doar dacă intrați pentru prima dată pe server puteți să faceți treaba asta. Dacă ați dat pe skip peste asta, nu mai puteți să primiți VIP-ul ăsta, ok? Asta e așa ca o paranteză de început. Înainte să începem, dați acolo și pe butonul ăla de subscribe dacă sunteți noi pe canal și dacă vreți să mai vedeți episoade de Mariusel pe canal și să dați pe butonul de like, să rupem acolo, facem peste 2500 de like-uri dacă vreți să vedeți următorul episod de Mariusel cât mai curând. Nu vreau să stăm la multe discuții pentru că... uite acolo pe baby. Știți, data trecută am fost amenințați de un infractor. Avem un infractor, avem acea cameră secretă a lui Justin. O să vedeți imediat ce se va întâmpla în camera aia secretă. Un mic spoiler înainte să înceapă episodul. Astăzi o să fie multă acțiune. Pentru că n-am mai avut de mult timp parcă acțiune. Astăzi o să avem acțiune. O să avem împușcături. Și o să vedeți imediat la ce mă refer. Pentru că chiar sunt entuziasmat și sper să nu o mierlim. Ok? Sper să nu o mierlim. Deci astăzi... va exista acțiune. Să vedem care este situația pe aici. Ești ok? Bună! Bună, ești ok? De ce stai pe jos? A, păi mă plictiseam și am zis să stau pe jos. Unde sunt ăștia? Cine? Bezea cu Frederico. Bezea? Nu știu nică de Bezea. De frate meu cred că e jos. A, never mind, uite acolo. Sunt și ei șmei. Ce drăguț. Deci ne-a trebuit să mă învăr prea mult, că deja am văzut, e bine. Voiam să te dar întreb. Dar de ce stai așa? Nu știu nicio, sunt așa mai cucoșe, m-am trezit un pic într-o parte. Sunt așa un pic strâmbă. Da, gen, ajută-mă și eu să mă ridic de jos. Ia. Yeah. Hai ușor, hai ușor. A, așa. Ușor, așa, gata. Păi m-am îmbrăcat, suntem mai șmechere, uite. Te-ai schimbat? Bă, tu nu vezi că am altă rochie. Bă, bune? Bă, parcă e un pic mai lungă. Pă bune, parcă ești e un pic chiar. Mai... Bă, dar nu-mi dau seama la detalii, ce-ati e diferită, pă bune? Pă bune? Like, parcă e un pic mai mulată și un pic mai lungă. Da, păi da. E un pic așa, dar nu e o mare diferență. Păi da, da, e alt rochie, da? Da, 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 hai, hai. Deci nu uitați, guys, dacă intrați pentru prima dată pe server să folosiți codul Mariusel ca să primiți 7 zile de VIP. Hai să începem să intrăm cum trebuie în episod. Bă, voi ce ați făcut cu infractorul ăla? Ha? Cu infractorul ăla ce ați făcut? L-am împușcat. Ăla care a intrat peste noi, nu... L-am omorât. I-am rupt picioarele doar. Nu cred. Bă, trebuia să-l întrebați înainte. Stai mă puțin, fii atent, am văzut un film aseară cu Frederico, de asta de gata. Și la tetă la pojumate i-a rupt picioarele și așa am făcut și eu. Și i-a scos inima din piept. Da, 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 da. Bă, băiatule. Nu trebuia să nu trebuia să îi omori. De ce? Bă, noi trebuia să bă, nu l-ați omorât. Acum pe bune. Poate. Bă, da, mă, vezi că i-am tăiat piciorul. Nu pot să cred. I-am făcut ca Mortal Kombat Fatality. Da, bă, cum e Sub-Zero. Bă, nu, eu nu vă cred până nu-l văd, dar pe bune acum. Puteți să fiți puțin serioși? Vreți să-l vezi? Vezi că Petre cu zoomii s-au dus la orfelinat. A, s-a dus să-l dea la orfelinat pe Petre? Păi da, că nu se mai putea bere, ne făcea și nouă, ne-a băut toată berea. Vreți să-l vezi, mă? Bă, dar o să mă ușure maică-mea că l-am dus la... Bă, hai că până bă, acum vere, mai... Bă, dacă... Deci dacă vezi... Hai că sărit, oricum putem să luăm înapoi când e cazul, nu?
Da, asta e, okay. A sărit de aici, de la balcon, a sărit în piscină. Băi, e vina voastră că voi i-ați permis atâtea chestii. Băi, ești tipul la cap, noi nu credeam că o să fac așa și... Păi, seamănă cu tine, mă. I-ați dat bere unui copil de 12 ani sau când n-ai băi, mai... Băi, noi nu i-am dat, el a luat. Ai, da. nu i-ai spus tu, hai, ia alea. Ia, el mi-a zis că tu i-ai zis și voi ați zis știi, să fac așa. Știi de unde avem asta, dar am tras-o pe nas? De la el. E bună. O să mă prefac că n-am auzit asta. O să mă prefac că... O să mă prefac că... Nu am auzit. Vrei să-l vezi, da? Hai mă să-l vezi. Hai să-l vezi, mă. Dar n-ai de-astea, fobii de-astea... Bă. Ai gumă în gură sau cea că o să vomiți. Băi. Da, zic, da. Bibi? Băi, uite ce ne-ai băie făcut lăl. Bă, sper că glumiți. Nu glumim. Tu glumești, mă? Bă, temă, că ți-am auzit vocea, m-a răsit lumea să mă piși. Ați văzut și voi, ați găsit ceva prin camera asta sau ceva interesant? Ia uite. Niște unghii. Hai mai ții să-l vezi, că am eu să-ți arăt ceva. Stai puțin după. Înainte, ușurel, ușurel, băieți. Ați văzut ceva prin camera asta, că n-am mai uitat. Bă, da. Am eu să-ți arăt ceva, dar după. Ok, bine, hai, zi. Am găsit ceva cu bezea. Aici, la dreapta, l-a spus? Nu, e stânga. Stânga? E aici, în camera asta. Da, stânga, stânga, da, da, da. Dreapta sau stânga? Stânga, mă. Pe față. Pe față? Fie. Ce faci, mă? Bă, puteam să jur, mă, bă. E ok, mă. Ok? E ce faci, mă, gunoiule? Când vă bine pe strată, vă rup picioare, ați înțeles? Eu pun cămătarii pe voi. Ce vezi că vezi că de aici? Bă, căcatule. Vezi că ai mască pe față. Vezi că ți-ai scuipată mască. Băi, bă. Parpandulă. Ia mă enervează. Nu spun nimic. Bă, lasă cuțitul ăla. Nu spun nimic. Lasă cuțitul. Secret. Lasă cuțitul. Nu. Nu, ce tu? Bă. Nu tu, mă. Eu vorbeam de asta. Bă, lasă-i mă masca. Nu se vede la față. Bine, mă. Bă, ce mai mi-e, mă? Haide-mi că eu am făcut și karate. Să fac o schemă cu piciorul. Și dă un picior în gât. Mă, se apropie și bebe, uite să găsim numele la bebe, frate, e oribil. Vezi că te articulezi că te prin pe strada în ziua să... Dă-te. Îți fac o articulație. Eu? Ia fiți, dați-vă de aici. Aolo. Te prin pe strada să tai. Ești pregătit să simți colana dragonului? Nu, atunci ești pregătit să simți. Bă, nu. Miu. Durerea. Yo, uite. Au, și scheme nebune. Cum futam pai toate alea aici, nebun? Bă, acum pe bune, spune-ne și nouă. De ce n-ai atacat acasă? Nu vă spun, deloc. Ia dă-mă un secret. Ia Bibi asta aici un pic cu el, ia vină mă cu aici. Bă, dacă nu, hai mă, băga mea și tu. Băi, hai, taci. Ce zici, ai înțeles? Doamne, dar tare în gură ăsta, mă. Și că e pentru tine. E pentru tine asta, mă. Scrisoare. Mă vrei? Scrisoare? Da, dă-mi coace. Păi ce, că tu da pe gratis, ia, plătește. Bă, dă-mi coace, pe bune. Ați găsit zi, unde? Unde ai găsit tu? E de la Justin? Da. De la Justin? Deci, da. Da, deși atent. Ce ne oferi ca să-ți arătăm scrisoare? Bă, nu mă lua cu de-astea, pe bune. E dreptul meu. O rupem. Nu! Oricum aș citit tu, cred că aș citit tu zi sincer. Normal că am citit tu. Normal. Că da. Că, a, deci poți să spui ce scrie în ea măcar? Nu. Bun, zici așa că trebuie să îmi dai bani ca să te arăt asta. Asta cred deci, că clar scrie. Deci, scrie în felul următor, casa este trecută pe numele nostru. Hai, lasă-mă să citesc și după mai vorbim. Da, o rup, gata, mă, o rup. Vezi că dacă scrie deci, asta înseamnă că nu trebuie să o rup, că după aceea nu mai e pe numele vostru. Păi, de ce am făcut poză? Am luat bătălie. Da, o trage la serul. Ca așa funcționează, da. Bine, mă, hai citești. Da, mă, încoace. Te mă să citească. Ia-o, mă. Încoace. Ce să citești? Eu zic că știu să citesc. Ia, da, încoace. Bă, lasă-mă să citesc. Te las. Hai, mă, lasă-o, nu încoace. Da. Dacă vezi... Te-ai speriat, da? Că dai că-ți dau. Mă, tăceți-mă puțin! Băi, vezi că ce șeful tău, înțeles? Hai, 360 și Valea. Iată asta să-i pun pe mine pe ăștia. Pentru Mariusel, dacă vezi mesajul acesta, probabil deja sunt dispărut de câteva zile.
Tot ce trebuie să știi este că am probleme și am o rugăminte la tine. Dacă găsești scrisoarea aceasta înainte de 1 aprilie 2022, am o misiune pentru tine. Trebuie să recuperezi niște lingouri de aur care îți vor rămâne ție. Sună la numărul acesta și cumpără arme de la el dacă ai nevoie. În seara de 20 februarie a intrat un intrus în casă, pus de mine. Iar el te va informa ce urmează. Ne revedem curând, promit. Multă baftă, Justin Tim. Wow! Wow, chat! Mamă! Bă, voi mi-ați dat țeapă. Voi mi-ați dat țeapă, mă. Ce? Pe aici nu scrie ce ați zis voi că scrie. Bă, păi tu chiar credeai treaba asta? Chiar dă-mi coama aia, dă-mi apă. Nu, asta rămâne la mine. Dă-o, băi, la... Lasă aici. Bine, lasă acolo. Stai, mă, cum. Bă, dar vezi că scrie? Ai văzut ce scrie? Ai văzut ce scrie? Da. Stai puțin, se arălu... Că trebuie să mergem să luăm... Nu, bulangiul ăla. Crezi că are ceva de face asta? Ia, da, trebuie să mai citesc, trebuie să mai citesc o dată. Ia. Bă, păi a zis că are legătură cu ăsta de intrat. Așa am văzut și eu. Deci, scrisoarea asta e de la Justin pentru Mariusel. Și e legat de lingourile de aur. Mă, totul a fost înșenat? Chat. Voi e de partea voastră și voi îl răpiți? Cum să fie, mă, de partea? Mă, n-are cum! Mă, e ciudat rău de tot. Mă, deci ăla e de partea... Ăla de care e dincolo e de partea noastră? Da, mă, boule, da... N-am vrut să zicem. Ce? Da, mă, ce tu știi? Păi am citit scrisoarea, mă. Da. Păi și voi îl chinuiați pe omul ăla și noi trebuia să facem rost de... Păi voi ați văzut că scrie de lingouri de aur? Da, mă, și ce? Nu știu, mă, că la câți bani avem noi, nici măcar... Ai, că bă, eu n-am niciun ban, ok? Eu vreau să mă bag. Ok. Bă, fii atent aici. Ai zis că sunt lingourile lui. La cum arăți tu, nu cred că e frică. Ai zis că sunt de recuperat, că sunt lingourile lui. Mă rog, pardon. Și au zis că îți rămân ție, dar vezi că noi te ajutăm, dar ne dai și nouă, mâncați ești. Tot. Că altfel te duce unul singur. Da. Deci fii atent, să clarificăm o chestie de acum, da? Mă auzi? Zi. Deci fii atent. Împărțim totul la 3, da? Tot? La 3? Dar scrie pentru mine! Nu, împărțim. Și nu ai nevoie de ajutor, nu? Te duci singur. Bă. Băi, nu știu încă ce include treaba asta. Crezi că include împușcături? Bă, tu n-ai auzit că trebuie să iei niște lingouri de aur care sunt ale lui? Tu ce crezi că dacă sunt ale lui, sunt așa, îngropate în pământ, nu? Păi nu așa? Pag acolo, fac, adică face nu e pui, clar pui. Că le are cineva? Păi poate sunt îngropate și trebuie să le găsim, nu? Așa, bă, și noi te ajutăm, noi te ajutăm să mai dai o lopată sau o chestie. Ne dai și nouă, nu? Normal că vă dau, evident că uite, vă dau. Uite, împărțim la 2, că noi doi suntem frații. Deci uite cum facem. Da. Uite, împărțim la 2. Tot totalul împărțim la 2. Iar din jumătatea aia, eu iau jumătate, iar voi luați cealaltă jumătate și o împărțiți la 2. Hai că așa e corect. Da, adică practic l-am împărțit la 3, să zic așa. Nu, că practic fapt, eu iau nu, jumătate. Nu. Bă, da. Eu iau jumătate și voi luați cealaltă jumătate, ok? Da, împărțit. Da, luăm cealaltă așa jumătate. Așa e mai ok. Bă, da, ce paduri ne facem, dar cine-ți că supraviețuim dacă e cum pușcă? Bine, hai să vedem care e situația cu tipul ăla de dincolo. Dă-te seara lui ăsta. Baru. Cu metre? Da? Lasă-mă pe mine să vorbesc, Ai auzit de vreodată de Justin? Un cuvânt Justin? Cunoscut. Ți se pare cunoscut? Știu. De ce n-ai vrut să-mi spui de la bun început că pentru asta ai venit? M-ai lăsat să te chinui atât fără să... Păi, cum adică, puteam să te omorâm, să-ți dăm un glonț în cap și tu ne spui, Ești într-un fel de partea noastră, dar într-un fel nu e de partea noastră. Că n-ai venit și ne-ai amenințat dacă nu eram noi pe fază, ne... Nu că nu am încredere totală în tine, să știi, adică nu o să scap, să știi. Până nu ne spui care e treaba, spune care e treaba cu lingourile de aur. Nu spun nimic, doar deslegați-mă și o să vă dau un număr de telefon și o să vorbiți cu un băiat și de acolo voi scocați voi. Bă, vedeți că... Și este primul task de a afla un adevăr. Bine, dar fii atent. Te dezlegăm. Ești robotul. Ne dai numărul și te legăm la loc. Dacă, după ce vorbim cu băiatul ăla, ne întoarcem în viață, ești liber.
Dacă nu o să mori aici. Mi se pare corect. Mi se pare corect. Ciocumic. Dacă nu te omoară Bibi. Ciocumic? Ciocumic. Da, ciocumic. Ia ține asta, Bibi. Gata, mă, lasă-l, mă. Ah, my god, mă. Ia, ridică-te în picioare. N-am cum să mă iei dacă mă deslegi. Că sunt și legat acolo la picioare. Stai că te desleg de la picioare să te ridici. Bă, Maruse. Da, mă. Poți să dau cu ciocanul la gură? Nu uite, mă, cu ciocanul, lasă-l. Ok. Lasă-l. Nu, cu ciocanul. Ciocanul ăla, ăla. Nu, nu, nu. Da. Nu? Vere, nu, nu. Ok, ok, ok. N-ai altcineva, nu mai spune nimic. Mulțumesc. Era o idee bună. Nu cred. Ia dă-te mă de aici. Deci ai auzit, da? Băi, sclavetei. A, deci n-ai auzit, oh, nu? Wow. Hai, ce comic. Wow. Îi dă cu ciocanul? Bă, leagă-l mă pe ăsta și... Bă, n-ai auzit, nu? De, stai puțin, bă, postule. Ia Bibi, sau nu, da, prin cătușele. Avem trebuie da, să... Decât avem o problemă. Băieți, avem o problemă. Păi, ați văzut ce scrie pe aia? Scrie și... Dă-te de aici. Băieți. Mai faci, ce-o? Ciocomic, hai. Hai, ciocomic. Oh, Frederico, ia fă-mi loc. Mi-a dat armaghetoana. Fă-mi loc, îl omor. Amăsa, mă. Lero. Văd că nu te bat, dau cu ciocanul. Nu, 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 nu. Hai, bă, 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 nu vreau să-ți văd ciocanul. Așa, deci, te dezlegăm și ne dai numărul, da? Da, da. Hai, vină cu aici. Nu, că eu arunc cu scaunul de pe el. Uite ce la perete. Uite acolo, pune-o mâine. Burlăța aia de jos careva. Hai, zi numărul de telefon. Ia notează. Țineți mine. Eu notez, eu notez. Notez, notez. Notează, mă. 07. Că în gură mi-o luat. Hai mă. 07 12 99 83 68. Ai notat, da? 07. I-am notat, da. Perfect. Dacă faci ceva sau dacă nu ne mai întoarcem în aproximativ 24 de ore, la eu mogă, da? Hai 48 da. De ore, că nu se știe ce se întâmplă. 48 de ore. Hai 48, 2 zile. Dacă ești... ne întoarcem în 2 zile, Bibi, suntem morți. Bibi, te rog eu mult, ai grijă, ok? Ai grijă. Da. Ia stai în casă, ce grijă să ai voi aici? Prost, nu-i să avem grijă. Fiedent, am... Ce voi, mă, ce voi. Îți iei ceva de mâncare, îți pui pe hol dacă e și îți închizi ușa de la vinărie, da? Sau ușa asta de aici și stai cu asta, tipul ăsta, ok? Ochelarii, te rog. Bine. Nu. Dacă se apropie de tine, îl ameniți cu cuțitul, da? Băi, vă scăsă pantalonii, mă. Hai, ciocomica, vii 360, ai înțeles? Aoleo! Haide-mă odată! Stai că i-am dat 360. Ai dat armaghetoana. Două zile nu venim, suntem morți, romor pe el și... Single mom, știi? Ridică-ți pantalonii. Ce, mă? Te se văd chiloții. Așa și iau te Louis V. Stone. Am văzut, dar nu trebuie să te arme, arăți mie fundulețul. Ia uite mă, ce gulici, ce gulici am. Aha. Eu ce curea. Ha? Ești, ia, cum se numește? Zi sau ușor că n-aud. Ce mă? Curea, cum se numește? Gucci. Cum? Gucci, ați auzit băi? Băi, ai auzit mă? Gucci mă. Da. Okay. Gucci mă. Zi. Gucci. De aia e în felul următor, ai zis că avem nevoie de arme, nu? Da. Păi, Păi, stai mă că am o idee. Uite, fii atent aici, avem aici cuțite, avem și linguri, furculeze. Stai un pic, stai un pic, am, ce zice, sună la numărul ăla să te bând arme? Nu știu ce să zic. Eu zic, a zis înainte să sun la alt număr și să trebuie de arme. El mi-a dat un număr să sun pentru arme dacă am nevoie. Dar n-aveți voi oameni care au arme? Ba da, ba da, am un băiat în grup. Mai bine să, hai să apelăm mai bine la oamenii tăi decât să apelez la oameni pe care nu-i cunosc. Bă, îl mai ai pe băiatul ăla? Da, normal. Ia, dă-i un call. Acum? Dă-i un call. Da. Ce vrei să zic el? Yo, what's up, G? Ia uși ce zice. Tito. Vedeți, guys, că la 100 de playeri, fondatorul dă cadou o sumă de 5 milioane, așa că intrați pe server dacă n-ați intrat până acum. Yeah, we... We busy. Dă-mă că vorbesc eu, dă că vorbesc eu. Stai mă să mă prezint eu tot.
We are busy in Frederico. I'm give you the Frederico the phone. Ia mă telefon. Ia. Are și la cu BBZ engleză. De pe speaker. Oh, hello man. Oh my god. What's up G? Yeah, I'm Frederico here. Over here with Marcel and Beziwa. You know? We call you few times ago, you know? Yeah, we need some weapons. Some like nerf weapons, if you know. Yeah, man. Yo, Grusty? This is the we are yo. Yo, we are yo? Yeah. Nah. Same moms. Nah, same moms. Yeah, G. Wow. Yeah, no problem, man. Okay. Așa se negociază pentru arme. Yo, pussy. Yeah, okay, man. See ya. Gata. Say mums. Bă. Bă. Da, mă. Ai rezolvat? Vorbim. Da. Și? A zis felul următor. A zis pe engleză. Yo, man, hey, and he said he left us like weapons. Bă, lasă-mă, mă, să, băi, vorbește română sau engleză? Nu, mă, a zis să hai în Grove Street odată, lăsați-mă cu șturile, hai că n-avem timp. What? Am auzit turlete. Urci cu mine, mă, da? Te duc da, hai. Vezi că eu merg cu jeep-ul. Merg eu cu mașina mea? Urcă-mă aici. Urc cu tine? Urcă cu mine, da. Bine, hai. Hai. Nu știu deschis de ușul de la Bugatti? Auzi, nu știu. Eu cred că nu știu. Bă, stai un pic. Opriți în cecul grup, da? Ca zis să-l mai sună o dată. Ok. Bă, dar sigur e safe? Nu. Ok. Îmi place cum începe. Mamă, deci, guys, astăzi avem acțiune. Așa că vreau să vă țineți bine. Luați-vă ceva de rânță, de mâncat și... Țineți-vă bine că astăzi chiar avem acțiune. Gândiți-vă bine că e crazy mașina asta. Da. Gândiți-vă că în episodul de astăzi suntem chiar la un pas să murim. Cu ce o să se întâmple? În episodul de astăzi o să fim aproape să murim. Știi locul ăsta, mă? Cu lacul? Ah, nu, hai să ne calmăm cu locul ăsta, nu. Bine măcar că tu știi să conduci. Nu? No? Oh, man, same moms. No way, man. Same. You're joking, right? Așa vorbești, mă, tu engleză? Yeah, man, I'm still speaking English. You know, I understand them when they speak in English, you know? Yeah. Poate nu-ți iei kill character. Bă, eu sper că nu o să fie cazul de așa ceva. Hai să sperăm că nu-i cazul de așa ceva. Dar pe bune, e groasă astăzi. Gata, murim. Ușurel. Ia uite, ăsta e teritoriu. Văd pe hartă că ăsta e teritoriu mov, vezi? Mov? Ăsta e mov, nu? Ăsta nu, ăsta e verde aici. Mamă, ce tare! LOL! Fiecare oh my god, ce tare. Vezi că te vorbi doar în engleză, în grup. Oh, ok. Yeah. Say, mams. Wow, be careful. You good, man? You good, yeah? Yeah, ok. Dă-mi o mască, am înțeles. Așa, deci stai... Da, bă, eu n-am mască. Fii atent, mi-a zis în felul următor. Zi. Deci mi-a zis în felul următor. He's not here, so I will call him back to take the guns, you know? Ce-ai mă, ți-e rău? Nu, de. Yo, hello, G? Yeah, we speak, man, you know? I'm here in Gustit. If you can guide me to the weapons? Yeah, mate. Yeah, I'm here with Biziwa and Marcel Scott, if you know. Yeah, I'm Frederico, you know? Yeah, man.
So I need to go in this house in the front of the group. Yeah, okay. So I'm going straight forward. Wait a second. Vince Monco. Yes, so I'm going straight forward. This house, okay. On the right, okay, man. Oh, nice house, mate. Nice fire, no? What? Yeah, G. What? Yes, so I'm going to here. Okay. And now to the right. Oh, yeah, man. The gun deposit, you know? Yeah, man. Yeah. Nah, same moms. We have all the weapons here. Nah, same moms. Wow. Nah, you pussy. Yeah, G. Oh. Hey, thanks, man. We will take some guns and we leave, you know? Yeah, thank. Nah. Okay, man. Goodbye, man. Thank you so much. Catão. E bine, mă, băi. What's he saying? He saying, man, the... Oh. Ah, bă, oh, suntem în România aici, there gata. There is the fucking guns deposit, you know? Look, he have your pistol, a Uzi, you know? Uzi. here, a baseball bat, you know? And the shotgun. What do you want, Marcel? Marcel. Do you want... Înainte to take the photo, to să facem o poză la față. Oh, hello. Hello, man. Hello. Băi, cum e? La mine, vreau. Yeah, my man said these guys don't speak, you know? Ah, ok. Mare, să nu te mișcă, te fac poză la fază. Gata, mă. Ha, mă, cum se strică și camera, stai acolo. Așa, bun. Vezi că tocmai cu poza asta... Yeah, so, what do you want, Marcel? Dacă pierzi vreo poză, o să fiu omorât. Am nevoie de un AK. AK-47. Do you need an AK-47? Hai, mă, dă-ne o armă, no? Că trebuie să plecăm, okay, mă, pe bune. Let me see, man. Uite, eu dă-i-o. Let me see, man. N-am știut că ești pe server de America. Ia, vezi. Oh! Poți să... I have a pistol for you. Emo, please, emo. Vino cam. Yo, Marcel, take this gun, man. The pistol. Wait, take this gun. Let me take a shotgun, man. Oh, hello, G, hello. Nu știu, chiar nu vorbesc, mă, cu noi, pe bune. Nu auzi că mi-a zis băiatul ăla cu care am vorbit la telefon că băieții nu vorbesc. Dar nu-mi dai și mie gloanțe? Zic și eu. Așteaptă că nu am 100 de mâini. Gata, ușurel. Mai vrei ceva? Păi... Ți-ți-o? Gloanțe... Crezi că ajung 200 gloanțe? Yo, man, do you hear me? Do you have some armor, you know? Armor. Armor? Yes. Yes, it's the magazine and the army. You know? No, magazine, man, armor? If you give me some armor, you know? No, it's no armor, it's the... Best anti-glons, oh fuck. Yeah, how much? Magazin de la arme. How much? How much magazin? Ce? How much costă? Mi-ai zis de mama? Cât costă? Nu știu. Man, like the price, you know? The price of the armor? The price? Vezi că ai puțin engleză pe la categorie, de să știu. Yeah, no, man. That's so dumb. No. Same mums. Yo. Yeah, oh, that's a promotion to someone. Oh. Careful. Yeah, Marcel, careful. Let's leave, man. We'll buy some more armor on the magazine armor. Bye. Yeah, man. The Brazil one. Bah. Man. Do you hear me? Yeah. Do you have some more armor? Ammo? Yes. Armor. Like, you know, armor? Table. Like, oh, nice, mate. Thank you. Hi. Marcel, come here. I will give you some armor. Yeah, armor means money. Very. Misses the money. Yeah, man. But we speak with the guy who owns the groove seat, you know. Yes, but the money very very rare armor. I know. How much? 50.
Oh my god, gata cu engleza. Gata cu engleza, vă rog. Oh my god. Yes. Hai. Ce am puțin că-i stricat pe ăsta de ultima oară de când mi l-a distrus. Mamă, te omor, gata. Goodbye, man. Have a nice day. Tu, iertu. Voi știți să trageți? Nu. Da, măi, știm, noi ne-am antrenat când eram în familia Corleone. Ah, are sens, are sens. Deci chiar uite, mă, că mai intri prin grov. Bă, da, mă credeți că nu vorbești doar în engleză. Nu prea știu să trag. Am mai făcut lecții de la tine, de tras. Da, mai știi sau mai știi ce am mână sau? Hai că te-ai spus. Deci, uite la mine. O iei, da. Ia pistolul, mă, dar nu trage. Iau, care crezi că mai bun? Special carbine sau AK-ul ăsta? Carabina. Carabina, mă. Deci că e mai bună? Da. Vezi cum mai vii pe aici să vorbești doar în engleză, da? Pentru că dacă te aud ăștia că vorbești în română, o să crede că îi înjuri și ești mort. Da, ei? N-ai văzut că i-am zis eu cu astea și mi-ai zis că e zi de măsa. Am văzut. Da, deci, pune ținta. Și vezi că ai acolo ca un fel de țintă, vezi? Căcatul ăla, uh-huh. Negru. Pui acolo ochiul și unde pui ochiul și arma acolo, tragi, dar să nu tragi. Fără mișto. Fără mișto. Uite. Ziua. Hai că trag bine, hai că trag bine. Do you think we need to prepare, you know, for that? Go and change, like the clothes, you know? Yeah, let's go. Yeah, let's go. So, Marcel. Bă, stop! Că suntem în România! Trăiești în România, noi suntem români, hai, zi. Ok. Deci, am luat arme. Eu zic să mergem să ne schimbăm noi. Să spui și tu armura pe tine. Îmi pune armura asta? Și... și-l sun pe tipul ăla, care știe unde se află lingourile, nu? Hai să vă compun. Da. A, gata, cred că am pus. Mamă, forță! Vezi gata. Că poți să ți-o pui acolo pe... Gata, mi-am pus-o. Pe degetul 5 și... Că gata, gata! Da, știi, da? Gata, gata. Deci, atent, ideea e că noi trebuie să ne echipăm un pic, știi? Eu înțeleg. Adică dacă e ceva să ne batem cu cineva, ne batem noi și tu încerci să... ei, lingourile, să le fur, nu știu. Ce zic? Da. Dar numai că eu oricum mă ocup de partea de furat, voi trageți. Eu o să trag mai puțin că nu prea mă pricep, dar încerc. Da, să tragi și tu dacă ai ocazie. Dar poate nu e cazul de tras totuși, că nu vreau să omor oamenii. Man, tu nu înțelegi că oamenii aia poate au furat lingourile lui taică tu. Dacă se pune problema și poate, hai că... da. Are un tricou negru. Ar fi mers, dar din păcate momentan trebuie să vede decât ăsta. Încă mă duc după că să mă pis eu și vin înapoi. Abia aștept, guys, când o să crească Mariusel mare, o să putem folosi toate hainele care sunt pe servere în mod normal și toate nebunile care sunt pe servere în mod normal. Dar asta când o să crească Mariusel și foarte curând se va întâmpla treaba asta. Dar până atunci, v-am spus, treaba asta se va întâmpla după ce se naște copilul. Iar v-am spus, există un mic fast forward până se naște copilul, probabil. Sau o să facem acțiunea până se naște copilul, iar după ce se naște copilul, o să facem acel fast forward, înțelegeți? Foarte mare, de vreo 5 ani, în care se vor schimba, toată lumea se va schimba, toate personajele, inclusiv Bezea și Frederico, se vor schimba și la aspect, și la comportament, și la viață, și la tot. Că na, în 5 ani se schimbă multe. Deci sunt multe chestii care se vor schimba, guys. Fiți pe fază că se vor întâmpla multe. Eu nu pot să pun nimic la caracterul ăsta. Eu pot să-mi pun ghiozdan dacă vreți, dar nu o să-mi pun ghiozdan. Mână copilul. Să rămână. Cum vă numiți? Marcel? What? Mă mai cunoști? Sunt Denisa. De pe celălalt oraș, mă mai cunoști? Denisa... Denisa Blonda. Amora, băi, parcă te-am mai... parcă îmi sună cunoscut. Denisa. Stai puțin, că mă sună cineva. Stai așa, să închid. Vorbeam atunci să vorbim despre Antonin, niște chestii mai de mult, nu știu dacă mai țin minte. Da, am rămas în urmă. Nu știu, cum ai găsit? Ai venit acum special pentru mine aici? Cum ai găsit? Nu, am venit să mă schimb. Am fost pe la fratele meu, la familie și nu era acolo.
Și acum am venit să mă schimb, dar am dat de tine. Și am văzut prietenii prin ora zilele trecute. Au venit pe acolo, pe la Antonel. Da? Ce prieteni? Da, Frederico și Bezen. Ce-ați făcut, mă? Da? Ha? Da. Ciudat. Și ce a făcut? Da, nu știu. Nimic, au fost acolo, acasă. La noi. Ok. O să... Eu am... M-am căsătorit. Sunt căsătorit. Am auzit. Voiam de pe celălalt oraș să zic casă de piață și chestii, dar n-am apucat. Ok. Eu o să plec, să mă duc în mașină. Ok. Mă sperie fata asta. Așa, dar și 219. Mă sperie un pic fata asta. Cât? Mamă, voi vă duceți la război? Ce faceți, prietenii mei? Bine. Vreau că de aici. Ce? Vreau că de aici. Am venit să mă schimb, lasă-mă să mă schimb. Vișe afară. Cunoașteți? Nu. Da. N-o da, trebuie. Bine, atunci plec dacă vă deranjez. Hai, pleacă. Da. Hai, mă, pantalon. Să rămână. Da, ne mai auzim dacă e. Da. Ai ceva informații legate de Antonio sau ceva ce ziceai tu acolo? Ceva important să-mi spui sau ceva? Eu sunt bona copiilor lui. Ești bona copiilor lui? A făcut copii? Da. Deja are, are chiar copii. Doi! Și eu am zis că sunt nebun. Ce are doi? Cu o fată cu care nu mai e. Ah, lejer. Mamă. Punk, ce... Mă rog, da, m-a cam dat afară mai hai devreme. Hai de asta acasă, băi. Da, gata, hai că te las. Vorbim noi, salut, salut. Poate mai ne întâlnim. Auzi, mă, what the fuck? Are, bă. What? Bă, Marcel. Bă, tu ai carabina aia și calașul? Da. Dă-mi e calașul. Ok, stai. Oh, brrr. Wow, wow, ușor. Michael Jackson. Bă, be careful. Uite, ia, stai. Hai, mane. Hai, mane. Salut, frate, te așteptăm cu ceva? Nu, no, nu, no, nu, no, mă uitam și eu. Ok. Give. Frate. Da, mă, da. Hai într-o parcare să vorbim cu Battle-ul. Ieși. Zero, șapte, unu, doi. Da. Nouă, nouă, opt. Aha. Trei, șase, opt. Ia vezi. Altceva, cred că e ăsta. Alo? Alo, da. Bună ziua. Știu că o să vi se pară poate ciudat, dar nu știu dacă așteptați acest apel. E legat de lingourile de aur. Mă, tu te întrebi, ești pregătit? Da, sunt pregătit. Hai că trebuie să fiu... Perfect. Îți dau o locație, te prezinți acolo. Trebuie să vin cu ceva în special acolo? Nu. Nu neapărat. Ok, aștept locația. Îți dau locație într-un minut maxim. Hai. Ok. Bă, mi-a spus dacă sunt pregătit. Și eu am stat și puțin pe gânduri. Dar am zis da. Dar nu ești pregătit deloc. Nu. Eu mă uit la voi, voi sunteți pregătiți. Uite-te la mine, ești nebun. Nu, cred că îmi dau cu pomii în cap eu. Ce, mă? Vezi să te treci la realitate? Dacă am primit mesaj de la el. Cu locația. Zici că ai casca asta pe ochi, bă. Aici e. Eu conduc, lăsați-mi ca să vă duc la locație. Iau eu jeep-ul. Te duci singur, mă? Nu, vină cu mine.
venim amândoi? Păi ești nebun la cap? Bun, las la mișto. Păi și tu ne-ai luat pe noi la mișto. Eu nu v-am luat la mișto, eu pe bune sunt căcat pe mine. Bine mă, hai. Mamă, voi vă țineți bine? Mergem la război. Aoleu! Moară băieții. Vezi că mă pun un pic pe gânduri. Adică? Nu te pune. Nu o să scrie acolo, deci. Bine. Mamă, guys. Nu știu ce se va întâmpla, dar ce vă spun e că o să fie mișto. Și o să fie multe împușcături și posibilitatea ca Mariusel să se ducă pe ducă. Dar sperăm să nu fie cazul. Deci s-ar putea să murim în misiunea asta. S-ar putea să murim în misiunea asta. Sper să nu fie cazul, dar s-ar putea să murim în misiunea asta. Poate nu o mai fi. Nu zona aia? Ce zonă? Începem treaba. Opa. Uite-l. Salut. Cu mine ai vorbit la telefon. Să trăiești. Mariusel mă numesc. Da. Îmi faci bine. Deci, atent. Pentru început, îmi pare bine de cunoștință. Deci, atent cum e faza. Acum am deschis telefonul și te uiți pe GPS și în partea de nord, înspre Sandy. Da. Pe o șină de tren o să vezi un punct roșu. Ăla e trenul în care se transportă aurul. Acolo e trenul unde se transportă aurul. Și va trebui să te duci și să te descurci. Dar să ai grijă că sunt niște mercenari, cei de la Meriwether. Îți voi da eu o micunealtă cu care să tai containerele. Și deja verifici fiecare container să vezi unde e aurul, că nu știu exact. Deci trenul e în mers? Da, da, cred că da. Sper că nu. Nu știu, vezi. Nu știu, vezi. Am să zic și băieții aia de la Meriwether trag bine? Trag bine, da, asta și zic. Am ceva de băut, vă rog eu? Mă scuzeți? Da. Și mie de mâncare. Au doi de mâncare. My God, scoate-ne porbagajul în fierăstrău. Oh my god. Bata manage, bine? Deci, uite acest ferestrău și verifici fiecare container și te uiți unde e aurul. După ce termini și dacă scap cu viață, îmi dai un mesaj și mă suni. Cum adică dacă scap cu viață? Păi... E atât de... Depinde. Nu că a glumit, domnul, a glumit, nu? Nu, am glumit, da. A glumit. Nu mă, că-i joacă de copii, să mă rog familia mea de te minte. Oh, e mai... Haide mă, că să moară familia lui de te minte. Nu mă, că-i faceți, sunteți doi, sunt tot ce trebuie. Trebuie să merg să vorbim și noi sau trebuie doar tu să... Sau ce te referi? Deci eu acolo mă duc, trebuie să atac un tren. Trebuie să mergem să luăm și ne biletul de la băieții aia? Nu. Vă duceți, vorbiți cu băieții de acolo, o să vă apară un punct pe... Da. Doar băiatul, da. Doar unul dintre voi. Așa. Bine, hai. Păi hai te uiți pe telefon. Te uiți pe telefon, pe GPS și o să ai un punct roșu spre zona de nord, spre Sandy. Întrebarea mea este, containerele sunt pe tren și trebuie să folosesc fierăstrău ca să ajungă la Lingour. Lingourile sunt în interior. Ok, hai. Și credeți că dacă noi l-am susține, el ar putea fi Speedy Gonzales și să se ducă? Da. Întrebarea e, următoarea întrebare. După ce se întâmplă? Te ascult. După, îmi dai un mesaj și vedem, ne întâlnim undeva dacă... După lei și fugi, asta trebuie să faci. Da, normal că da. Și cu mașina asta direct pe tren sau cum? Hai, mergem. Condu tu ăsta. Conduc eu. Al meu, da. Acum, băieți. Chiar e vorba de bătaie. Mamă, nu pe aici. Chiar e vorba de bătaie. Mamă, simt energie. Abia aștept. Simt că trăiesc. Abia aștept să mor, nu? Nu, băi. Asta. Important este că mi-am eliberat mintea. E bine. My God. Bă, dar eu... Ce să vă spun, trebuie să gândim un plan, cred că. Avem 8 km până acolo, e undeva în câmp. Cum o facem? Ne ducem efectiv YOLO? Și zic în felul următor. Până când ajungem acolo, pui un pic mai în față și intrăm toți pe stație. Intrăm pe stație? Îmi spui cum intrăm, să dai o stație. Ai o stație în mașină să-mi dai? Da. Să-mi spui cum o activezi și...
Da, da, nu-i problemă. Mamă, chat. Chiar abia aștept. Vedeți ce se întâmplă. Ia, trăți și pe dreapta. De ce? Să clarificăm cu stația. Stai. Dă-i niște claxoane lui. Ce-i făcut, mă? Aaa, gata. Așa, aici. De claxoane. Bă. Da. Fii atent, eu ziceam să... Înainte să facem și noi un plan. Da. Să intrăm toți pe stație. Știi, fii atent, stai că scut eu o stație de aici. Radio, dacă știi ce zic. Am avut treaba și m-am putut uita, nu e problema. Vino și iar aici o stație. Abia acum începe acțiunea propriu zisă. Și acum începe viața. Eu? Ok. O stație. Așa, gata. 323.32. Păi spuneți-mi cum activez. Radio. Cât? 323.32. .32? Da. Și cum îi dau? Apel? Pe... da, pe apel. Gata. E dat? Este. Cum vorbesc? Așa, acum de pe... M-auziți? Da. De pe mușchiul. Bun. M-auziți? Da, da, da. Alo. Zmo? Marisele. Da, tu m-auziți pe mine? Da, m-auziți, mă? Forță, mă, forță. Așa, bun. Hai, eu... Haide, mă. Hai, mașini și... Da, mă, da, da, mă, da, hai. Haide. Haide, tată, rupe-i. Deci eu zic în velomotor să mergem acolo și... Nu, mă, să vezi și rup. Bezea, tu ce zici? Punguța și fuguța. Aia zic și eu. Deci tactica care este? Punguța și fuguța, n-ai auzit? A, deci... Adică ne luăm aia, nu-i omorâm, sau? Ba da, ne-i omorâm noi. Nu cred că avem cum să... Bine, dar aveți grijă, pe bune, aveți grijă. Vreau să... Da, o să încercăm. Aveți armură totul, da? Da. Ok. Mamă, chat. E bine. Dar vezi câți oameni sunt? Cât de păzit e? Da, bă. Mă, mă, cât sunt? Vinem cu Marcele, m-auzi? Stai păzit, stai păzit, înapoi, că n-am armură. Marcel. Înapoi, armură. Stai, puneți-vă armură. Eu? Cam mai bine pe clădire aici sus. Așa. Nu asta. Trebuie să pun special carbine. Eu te pot toți aici. Așa. Stai, 3. Stai, stai. Hai, că ați făcut-o. Picat încă. La mine pe stânga. Mamă, ce mă stai. Picat. Cosmo. Picat. Bun. Ma, nu pot să cred. Ce să cum? Ești ok? Ma. Bă, ești ok? Bă, ești rezolvat? Nu cred. No cap. What? Unde e, mă, Frederico? Băi! Aolo! Care tras, mă, voi? Băi! Bă, vezi să vă car cu trenul? Mă, ce aveți, mă?
Ăștia au trans, frate. Dar ăștia erau toți? Nu vine să cred. Bă, ce-a fost, mă, pișat? Ce-a fost asta, mă? Bă. Wow! Ce-a asta, mă? Ce-a, mă, pișat ăsta? Unde e acțiune? Chiar crezi că... Bă, tu nu vezi cum i-am culcat pe ăștia, mă? Nici măcar nu mai am luat un glonț. Dar mie tot nu vine să cred că i-ați omorât pe toți. Hai, du-te și tai ăla mai repede. Bă, stai sigur e mort? Mamă, bă, dacă... Bă, dar erau atâția... Bă! Bă, și voi să mor pe toți, m-ați lăsat și pe mine să mor unul. Hai, cum am duc. Hai să văd dacă reușesc să-mi dau seama. Bă, dar voi ați... Bă, bune. Mamă, ce... Bă, ne iartă-mă, ferește-mă. Bă, tu nu te bucuri? Da, mă bucur. Bine. Bravo, bravo, bravo. Hai să văd dacă știu să tai ăsta măcar. Bă, fierăstrău. Stai că mă uita fierăstrău, mâncava-și gura asta. Stai mă... Ingeantă. Ingeantă la mine, ah. Bucuci. E aici. Oh, oh, ce no. Prost ești. Și tu vei te bați cu ăștia? Bă, nu, mă, nu te la de mine, ok? Ia. Ia-te-l. Tai cu minte. Tai puțin. Bum! De ce nu te tai? Tai cu minte, patroane. Ia uite ce e aici. Mamă, ești prost. Hai, ia-le. Ești tu, ești tu. Dacă vrei. Bum, bum, bum. Ești tu. Bagă, bagă. Nu pot. Ia, dă-te că iau eu atunci, dacă nu ești în stare. Ia tu. Nu ești în stare? Ia închide-mă asta. Bă, nu mă închide-mă. Bă, cât valorează mă astea? Mult. Nu știu, s-a luat tactul, dar le împărțim. Ia ale noastre. Bă, zi tipul ăla că de să sun nimeni și termin aici. Bine, ia vezi dacă ai ceva pe GPS. Hai că am făcut roșu de aur, în loc să fiți fericiți că am făcut roșu de aur. Hai să nu mă mai pui să fac căcaturi de-astea. Ce aveți, mă, cam așa? Mă, spuneam cu cuțit dacă știam. Bă, Vere, îmi luam un cuțit și eu mă ram pe toți cu cuțit, tu ești nebun. Hai că... Bă, eu mă așteptam să fie mai... Ai văzut și tu că a zis tipul ăla că sunt mai răi, că nu știu, dar apare nu prea erau pregătiți oamenii. De cum? Ia, pregătine pe ei. Fă-i o glumă lui Bibi. Îi face o glumă lui Bibi că... Da. Acum ai demis aici și... Da. Dar sună, să ne duce cu voce, dar... Mama, Bibi, ce-am făcut? Deci, Bibi... A, vrei să mergem așa la Bibi? Nu, mai zici tu, sună acum și zici că ești pe spate. Și zici că ești pe spate. Și vorbești cu voce de-aia, că suntem toți trei, că... Mamă, prăjeala de-aia, știi? Hai, deci zic că sunt pe moarte? Da, vorbești cu voce de-aia cu... Zici că ți-a tras într-o arteră la picior și că... A, mă, lasă, nu-i fac farsă, nu, lasă, lasă. Haide-mă! Haide-mă! Haide-mă, nu știu, te distrezi. Ești lame. Na, say moms. Bă, dar o să mă înjure și o să nu mai... Dacă nu vreau să mai fim împreună. Ai că, băi, asta e motiv, mă, ești de bun la cap. Bine, mă. Îi zic după ce terminăm toată situația asta, ok? Bine, hai. Dar mi-aduce aminte să-i zic după ce livrăm toate astea, ok? Da. Hai să-i sun pe tipul ăsta, iați-vă. A fost mai bine decât mă așteptam. Chiar, cred că mai fac de astea, ești nebun? Deci, guys, dacă mai vreți să vedeți misiuni de genul, mai... Cu acțiune, că de data asta, din păcate, din cauza anticitului, au fost mult mai puține NPC-uri decât trebuiau să fie mod normal, mult mai puține. Dar, na, vreau să merge și așa. Pentru primul început. După aceea o să alegem alte misiuni mai dificile cu mai multe NPC-uri. Dar încă n-am terminat misiunea, hai să vedem acum, că acum urmează. Alo? Alo? Salut! Mă auzi? Da, te auzi. Mariusel, cel cu misiunea. Am reușit. Mamă, perfect, ai trăit, e bine. Fii atent, îți mai dau o locație și vii și mai vorbim ceva. Ok, acolo îți dau... Mai auzit? Da, ok, bine. Îți dau altă locație deja. Ok, bine. Îți dau locație și vii. Bine. Hai mă, te fac ce zici. No. 3, 2, 1 și... O să te facă, da. No, pe mine! Oh! Bă, dai seama cum mă face, are Bugatti. Like, ce întrebare e asta, hă? Asta nici nu știe pentru unde să o luăm. Știu, da. Stânga, băi! What?
Mate. Unde stai? Ah, stai mă, cred că e în pontonul. Că și-a bătut joc de noi, ia sună-l. Sună acum. Sună acum. Vedeți-mă încolo. Unde mă, acolo? Alo, da. Alo, am ajuns la locația pe care mi-ai dat-o. La locație? Păi nu era vorba pe parcă... Hai că acum vin. Uite-l mă acolo. Uite-l mă acolo. Păi? Alo? Așteaptă-mă acolo un pic că vin. No. La locația care ți-am dat-o. No. Oh, aha, înțeleg. Ce? Zi-mi, unde ne vedem? Mă trimiți aici? Sunt pe parcare aici, pe ponton. Ponton? Parcarea? A fost, da, a fost, da, s-a făcut o mică extorsiune a degajamentului și s-a dat o GPS-ul ăla, s-a dat peste cap și, da. Moară băieții, mă trimiți din partea cealaltă a lumii până în partea cealaltă. Mă, mergi și tu un pic, nu-mi bai, oricum îți place să mergi cu mașina, hai. Ok, deci la parcare, la ponton? Da, vii pe ponton, pe parcarea de pe ponton, fix de pe ponton. Cum intri pe ponton, nu aia de lângă? Aia mare de lângă? Aia de lângă, fix pe ponton, nu, aia de pe ponton. Na. Ok, hai, ceau. Deci a zis la parcarea asta de pe ponton, nu? Hai. Vă știi că-i faza? A. Mai știi că ți-am zis eu că mă omor? Da. Nu. Când mi-ai zis asta? Că mă arunc? Când? Atunci, pe rampa aia. A, da. Da, cred că o să mă omor. Bă, man. Iar ai chef de glume? Ponton mai zis? Da, bă, pe ponton, lângă ponton. Bă, bă, zi că o să mă omor. Ia zi. Păi mă omor și eu. Bă, te-am să jur. Bă, bă, calmați-mă, mă, ce aveți? Cu ce ocazie de data asta? Zici că nu mai e, gata. Cu ce ocazie? Ocazia... Că... Acestei... Că... Ocazia acestei vieți de rahat. Da. De ce? Corect. De ce ce? De ce viața te rahat? Tocmai ai bătut niște oameni. Că ești tu, nea. Ai ling. Bă, ce proști sunteți. Așa. Ei, uite o fată. Unde? Aoleu, iar ea aia. Tu ești tipa de magazin, nu? Da, prima am copil. What? Marusel, ia pleacă de aici. Nu pot să cred. Ai copil? Marusel, pleacă de aici. E al meu. Al cui e? Al Antonel. What? Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Albert îl cheamă. Albert. Și-l cheamă cumva și Corleone? Da. Ah, da? Bună, Mirna. Așa ziceam și eu. Nu fă nimic, mâncați-i și curiță. Hai, pleacă de aici. Hai, du-te și plimbă copilul la parte. Hai, pleacă să-l omor. Ia-mi pe seama că ne urmărești. Hai, pleacă de aici. Săracul copil. Tu vezi că copilul ți stă la țelei? Ai văzut că stă la țelei? Păi dar unde-i vrea să stea? La corul ei? Ce? Da. Hai, salut! Așa, mă, bubur, că ai trăit, e bine, ești, e ce trebuie. Acum vine stai, fața, se plătește și pe băieți. Bă, bă, așa, omule. Așa, o dau pe direct. Bă, omule. Față. Da, te ascult. Mă auzi? Da, te auzi. Ce-a fost rahatul ăsta? Bă, a fost o mică extorsiune a degajamentului. Bine, dar explica-mi și mie, gen, ne-ai spus, adică m-am pregătit, mi-am pus cască în cap, armură, de toate, credeam că mă duc la război, știi ce zic? Ma, păi n-a venit nimeni. Adică am avut bătălii, de-astea cu galeria Steaua, cu alte de-astea, știi, și mi-a luat tot ca lumea, gen. Aha. Dar cu băieții ăștia așa... De întrebarea mea, păi, ce place de repede, n-a fost nimeni sau... Nu, genute, ne-au luat și armea din vitrină, ma. Cine e ăsta? Moară, ieși afară. Nu, lasă. Nu. Bun, ne-au luat armea din vitrină, mi-au luat toate astea, m-am echipat, merg acolo, 15 oameni, 2-3 secunde nu mai era niciunul.
Păi bine, mă, sunteți voi prea buni, nu că sunt mamă, pagă. Mamă. Da, mă, sunteți voi prea buni, nu vedeți de ei. Da, trecând peste, da. Doamne, ce că te gândeam. Da, mă, da. Așa. Da, mă. Bă, Marisele. Trecând la subiect. Așa. Marisele. Da. Spune, domne, care e situația? Ce facem cu lingurile astea acum? Așa. Deci, bine, totul e în regulă, dar cu lingurile astea da, o să-i plătiți și pe băieți? Ia zic. Da. Le-am pierdut pe drum. Hai. Adică le-ai pierdut pe drum. No, bă, glume, are haz mai prost, nu mai este. Nu băgați seama. Și cam cât ați dori? Așa, pe erau trei băieți. Trebuie să le dau la băieții aia de acolo? Care băieți de acolo? Băieții aia de acolo, trebuie să le dau la aia? Ce mă? Ce băieți mă? Zic, o parte trebuie să-ți dau ție la băieții aia de acolo? Aia, cred că am luat da, și... Da, am crezut că vezi tu băieți pe acolo. Am crezut că vezi tu ceva băieți pe acolo. Da, o parte ne le dai nouă, că te-am ajutat și te-am dat informații și... Ok, bine, bine, o parte vă dau... Stai un pic să deschid portbagajul, să-ți lucre ele, să mă arăt familia. Ok. Aur. Hai să le dăm banii acum. Să le dăm banii. A, uite, forță. Vă curăț de bani și de aur. Te-ai cu băieția, mă, da. Da, mă, da. Păi, noi nu... Mamă, dar n-ai avut picioare. Să mor eu, nu mai știu, nu știu de ce n-am avut picioare, nu mai spun nimic. Așa. Așa, le-ai dat partea. Bă, da, băiețele de acolo. Ce, trebuie să-ți dăm ceva? Am dat o parte, uite. Un lingo. Ia și partea lingo. Și asta e pentru... Uite, vezi aici ce am. Asta este pentru... Are mai da misiuni. Când mai sunteți între femeia. Mai aveai, mai ai ceva misiuni eventual pe viitor? Da, sigur că da, normal că da, cum să nu. Ok. Ia asta atunci. Rest, ne mai auzim. Paște aici. Îți duc eu asta în mașină, ok? Da, da, pune-mă tu, că să mor. O bagi în portbagaj. Ești de lingou la noi? Mă pui acolo așa, perfect. Marcel. Așa, Marcel. Da. Cred că ai uitat ceva. Oh, că mai avem, mai avem. Oh, că mai avem. You need to give bă, veniți în coace. Na, cam și. Bă, mai e. Oh, bă, nebunilor, ce aveți că mai e mașină? Băi! Oh, bă, că mai e. Băi, mâncava așa. Mă, mai știți? Ce mai e, mă? Mai țineți minte că erau două grămezi de aur? A? Da. Două grămezi de aur. Eu acum am dat da. O jumătate de dintr-o grămadă. Păi da, ne dai nouă jumătatea asta. Da, mă dau. Păi hai. Păi deschide păi. Mașina să luăm de acolo și... Bine, hai. Bă, boule, în jeep. Deschide în jeep atunci. Dar și de ce mai deschis? Oh my god. Aoleu, cu cine merg? Nu, bine, bine. Lasă că oricum e, oricum e mașină aurul. Îl luați voi de acolo, ok? Hai. Ok, man. Hai. Hai. Aveți, nu avem aurul, nu am observat așa. Hai, închide în spate. Hai că suntem ok, cât de cât. Bun. Da. Hai biziu acasă. Marcel, stop, pune frână. Fă aia lui Bibi, bă. Aaa, da, hai că-i fain. Stai, vin aici. Dă-mă cu acea biziu. Ia, sună aici. Hai vă să rântine, da? Da, hai. Bă, oleu, câte episod de Marisele, mă vorbești, ne-am făcut 3 episod de 3 ore. Bă, dacă vezi, fac chiar pe bune, tu vorbești și noi te batem, gen, știi? Da, hai că vedem acum. Ia, stai, până să tu biziua, vină cu mine. Yeah, friduri. Ce părere despre Warzone? Știu jocul. Vă realizez că eu cred că nu mai am spațiu de pe calculator? La cât am filmat?
Ah, ba nu, mă. Suntem live de 2 ore. Ah. Ah, e ok. E ok. N-am oprit filmare live-ul. Haide, sun. Filmăm de 1 oră. Ah, ok. Gata, hai cu. You don't have the number phone? Ba da, normal că n-am. Deci știu pe de rost, vrei să vezi? Nu, las. Deci uite, 07. N-am cartelă să mă apuci de manivelă. Uh-huh. Ești cazus rău de atât. 0785, aia să-mi o lingi. 0795 și în curs să mă lingi. Nu mai spun nimic, lăsați-mă să dau. Deci trebuie să joc speriat că aproape mor. Da, da, da. Faci, faci, mamă, ești cu Federico și Bezea. Bibi. Da? Bibi. Nu e bine. Cum adică? Chide telefonul. Bibi. Sunt aici, știi că m-am dus cu asta să recuperez aurul și toate astea. Problema e că... Zic că mă doare. Acum sunt aici, ăsta, lângă ăsta de... Mă vorbește mai rănit! Știi? Mă rănică, au, mă doare! Sunt pe la pământ că ăștia s-au dus în fața și... Nu prea pot să țip că mă doare. Doare? Ce te doare? Mă doare, că am, vreau să ai grijă de tine și de copil. Am fost nimerit în picior și nu știu dacă mai trăiesc. Vreau să ai grijă de copil și de tine. Auzi, important, te-am sunat, să ai grijă de copil. M-ai sunat? Da. Așa. Să ai grijă de copil, că nu știu dacă mai ajung. Mă rog să puțin. Ah, eu cred că mă minți. Dacă zic... Zic că ești fădic și bezea. Bine, eu ți-am spus, te rog eu mult, ai grijă de copil. Așa, așa, și după închide, închide. Aoleu! Așa, bravo! M-a crezut, frate. M-a crezut, dacă e. Aproape că m-a crezut. Nu ai spiritul ăsta de actor în tine. Hai, get in the jeep. Prank! I-am făcut prank. Prank? Hai ca să biziua. Bă, adevărat, cred că mâine vreau să fac un prank al lumea. De la că asta nu o să creadă, că deja v-a zis că e la mișto și ești la asta acum, păi nu da, e foarte panicat. Dar m-a ajutat să-i facem o farsă ca al lumea lui Bibi la un moment dat. Mm-hmm. Să-i facem o farsă, chiar am plăcere. Te fac eu farsă, am făcut un benzinărie și... Oh, băi, nebun. Mi-a stat inima. Da, te cred. Ce zic? Fiete, Marcel, do you hear me? Man? Da. Mie-mi biziua. Ce este asta? We gonna enter on baby, you know? Put intrați peste ea și o speriați. Yeah, and you come and save her. Am moară, băiți, de Stai. Să mor tu ca ea și ceva. Sunt la mască, da. Nu cred. Dar e parcă e prea puternic, e nebun. Ce? Abia înțeleg ce zici. Dar e bine. Mă auziți? A, uite, ăsta are masca mai bună cu sunetul la masca asta. Hai, duceți-mă. Tu vii după și o salvezi, da? Da. Abia. Nu punem pe genunchi? Ba da, o punem în genunchi, vină cu aici. Nu, pe el. Nu, taci. Ba da, intri și tu și ne spui pe stație. De fapt, unde ești, da, cu ea, hai. Ce, mă? A, intru eu și ne intrați voi peste mine? Ok, bine. Da. Să ne spui unde da, sunteți. Da. Înjunghiat. Uite cum e sus. Bibi! Mi cred că m-am luat eu prank. Marcele! Cred că mi-am luat eu prank, că nu o găsesc. E acolo cu ăla, mă, vină cu aici. Hai, mă. Bă, nu intrați în casă, mă, bă, prăjitor, nu intrați în casă, bă! O, da, intră tu la vin. A, e ca aici. A, bună! Ce faci? Bă, bezu? Cum mai care-i treaba cu ăsta? Genunchi. Ce naiba, mă, asta e a doua oară! În genunchi. Asta e a doua oară! În genunchi. Doamne! În genunchi. Mă, cine sunteți, mă? Mai mâncat cu coașă, pune-te în genunchi.
Pune-te bibi în genunchi. Bă! Dai! Cine sunteți, mă? Ziceți, mă, care s-a luat de vorul? Care s-a luat de vorul nostru? Unde l-aveți pe vorul nostru? Ia ziceți. E acolo, e acolo, e acolo. Unde aici? E... după... după astea de vin, intrați. Wow! Stai aici, stai aici, amen. Aoleu, sunt legat. Ajutor. Bibi. Ajutor. Ești ok? Da, am cam gugat așa. Ce casual ești tu? What? L-au omorât? What? Bă, Baru. Scoate telefonul, că te-ai semură. Acum, stai să filmezi. Stai să filmezi. De ce să filmați? Hai, vă rog, vină cu aici. Hai! What? Să mai mă lăsați pe mine aici. Stai. What? Băi. Băi. Bă. Ia zi, de ce mai pus să plăm vecii azi? Bă, dar ce ai, frate? Dă-te, 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 dă-te. M-am răzbunat, băieți. Cu ea sau pe ăla? Bibi? Da? Ești ok? Foarte ok. Răpiți-o pe ea. E ok? Și cu băla pe asta nu știu ce facem. No, Dania, nu Dania. Nu Dania. No! Am stat atâtea zile închis în beci. Tu chiar crezi că îmi convine? Tu chiar crezi că îmi convine că am stat acolo fără apă, fără mâncare? Ok. Baby. Bă! Femeie... Hai, răpiți-o. Hai să plecăm cu ea. Ce spuneți, băieți? Cum facem cu ea? Frederico, termină-te, că se vede musa asta pe sub mască. Hai! Bă, ești prost, mă! Bă, ce prost ești! Haide, bă, lasă-mă, Vere, că nu știi să... Nu știi să faci nimic, ca bi... Ești de aici. Bă, adevărat! Lasă! Lăsați-mă, m-am și supărat. Haide, mă, lăsați-mă. Hai, mă, poți să pleci. Hai, mă, să ne omorăm. Mamă, băi, mă, băi, așa, mă, șer. Mamă, ce, mamă, ce te-ai pișat pe ei, pe bune. Mamă, bă, NOOOOOO! Mă, era mișto? Vrei așa? A, nu tu. Ce pana? Vrei și ouă așa? Domnule. A, nu. Vreau să vă spun cine sunt? Vreau. Ce? Hai, mă, că nu m-am omorât. Mă, vrei să mă uit la mișto? Vrei să mă uit cu palpitații? Bă, Bibi, da... Da, dar tu ești proastă și ți se vede ăsta, asta nu e vina mea. Tu ești proastă, că nu știi să intri în joc. Da, mă, tot vina mea e, mă. Hai. Ai fost ok acasă? Da. Care nu știe să se joace. Am mâncat toată ziua. Ești o vacă. Hai, hai cu mine. Bă, taci-mă din gură. Ai mâncat toată ziua, vacă. Bă, dacă, bă, lasă-mă în pace, gata. Hai, vină Bibi cu mine. Bibi, Bibi, nu, da, nu, tu, nu. Hai, hai să te prind că dai că... You're naughty, naughty. Bă, O știi pe una blondă, un copil face pe bolă. Da, o știu, o știu, o știu. Hai, sora mea. Vrei să o chem aici? E sora, da, chem-o aici, chem-o aici, chem-o aici. E sora mea, acum o chem-o. Nu acum, nu acum, mâine. No, man, mâine. I want to kill that fucking baby. Lasă-mă că m-a zăpăcit femeia asta. M-a urmărit, am simțit. A venit cu copilul după mine, zic că hai, ia-mi copilul. Dar nu-i copilul, mă rog. Ia stai puțin, mă rusel. Hai să trecem peste. Hai să trecem. Au. Hai să trecem peste. Hai să mergem în acest moment. Nu. Hai să trecem peste acest moment să ne culcăm. S-a dat la aia. A zis că ține bebeluși la țâțe, s-a dat mai la țâțele ei. Ce? Ia, dar nu a făcut mă așa. Băi, n-a făcut mă asta. Băi, bună ziua, ești nebun la cap de un coș. Bă, eu nu te-am chemat aici? Cum ai ajuns aici? Hai că asta știi că e Dumnezeu. Asta e fantomă, îi spui. Asta cred că... Îi spui Denisa. Îi spui Denisa. Denisa apare direct, ești nebun. Denisa apare. Denisa s-a răzit în sala Zoom. Asta apare. Cu tot cu copil să moară băieții mei. De ce vine cu copil aici? Vrei să-l omor? Nu, Denisa, nu e la afară. Direct pe la afară? Așa, ai auzit de afară, nu? Nu, mi-a dat asta mesaj.
tu ești babysitter. Hai că ți-am dat mesaj și le era screenshot-ul. Nu vrei să ai grijă de mine? Le era toată conversația. Oh. Nu știu dacă tu vrei. Auzi. No, cred că nu vreau. Opa! Vreau eu. Oh my god. Cum adică vrei tu? Nu vreau, mă, glumă. Dar știi că vei ține cineva. Să o sunt pe... Verișorii mei. Ale, ale. Sufletelul meu. Îngerașul meu. Viața mea. Hai la somn. Haide. Noapte bună. Bine, simțiți. Hai că-ți treciți. Bine, încoace. Mamă, cel mai derby episod. Să vedem data viitoare ce se întâmplă cu băieții aia și cu tipa aia și cu bai de capul și de zilele mele. Ce episod am avut, guys. Neapărat dați acolo pe butonul de like dacă vreți să mai vedeți episoade de Marisel pe canal. Să vă abonați neapărat la canal. Știți că pot să dorm și aici în seara asta? Nu, vin și aici. Ia, că vin și aici. Da, chat. Noi o să închidem aici acest episod, vedem data viitoare ce se întâmplă, ok? Follow pe Instagram, AndreiRoku2DI. Și ne-am zis data viitoare.